dragi prieteni, în partea aia, la vreo 35 de kilometri, se duc lupte crâncene în momentul de față între armata Myanmarului și grupurile de rebeli. Trebuie să înțelegeți că aici în Myanmar sunt aproximativ 9 grupări care se luptă pe lângă armată, iar dintre aceste grupări, foarte multe, aproximativ 3 sau 4, în funcție de perioada anului sau în funcție de cum evoluează lucrurile sau involuează lucrurile, mai bine spus, grupări iau partea armatei, după care se pun împotriva armatei. Este o nebunie totală. O să vă las știrea aici astfel încât să o vedeți. Deci la aproximativ 30-35 de kilometri în momentul de față, raportat la locul în care mă aflu eu acum, se duc lupte. Aproximativ 8.000 de oameni au fost forțați să-și părăsească satele și locurile natale, astfel încât aproape 8.000 de persoane au fost forțate să-și părăsească satele și locurile natale din cauza pericolului de război. Deci acest război civil se poate exploda în orice secundă. Situația este extrem, extrem de dubioasă, extrem de instabilă și sper ca totuși eu să fie ok. Bine, sper ca toată lumea să fie ok, dar mă gândesc în special la mine și sper să nu-i fac o greșeală că am venit aici. Goliai, goliai! Să începem cu un tur din ăsta de sunset. Au venit oamenii cu bărcuța. Ia uitați cât de frumos. Ia uite și pe ăsta mic. Băi, și nu glumesc, miarmarezii sau birmanezii, birmanezi puneți să le spune, dar sunt printre cei mai prietenoși oameni. Am ajuns aici din Naipitau, a fost un oribil drum, deci am mers undeva la vreo 8 ore pentru 200 de kilometri, dacă vine să credeți. Am luat un bus din ăla care se mișca foarte încet, care oprea toate stațiile, eram extrem de nervos. Dacă n-am ajuns, bă, și am văzut bijuteria asta de aici, am zis, wow, unde am nimerit? Unde am nimerit? Deci bossul ăsta m-a adus până în port aici, practic, și de aici ne întoarcem, pentru că turul se numește Sunset Tour și mai sunt vreo 30 de minute până când apure soarele complet și vreau să văd și eu, frate, un apus de soare aici pe lac, e demențial, e atât de frumos locul ăsta. Și mă gândeam că pe aici este bine să vin eu să explorez, dar tot așa la sunset, probabil că venim mâine, știu, pentru că cred că poți cumva să treci într-o casă din asta în alta, să vezi cum trăiesc oamenii. Cred că e extrem, extrem de interesant. Până acum asta este ce căutam eu, deci asta e, mi se pare, cea mai marfă chestie pe care am văzut-o până acum în Myanmar. Tot locul ăsta e absolut, absolut fascinant.
aici am auzit un loc în care oamenii localici pescuiesc, frate, și au o tehnică foarte interesantă de pescuit. Fiți atenți. Uitați-l pe domnul ăsta, deci dă cu piciorul, frate, la vâsle, ești nebun. Asta e. Că vine și ăsta aici. Ia să vedem care e combinația. Uite, acum cred că vrea să prindă pește. Să vedem ce reușește să prindă. Uitați-vă, frate. Tipul ăsta prinde ancora aici. Ce balans are bossul acolo, frate, l-ați văzut? Deci e super, super pe sistem omul. Balans, balans, full. Băieții mei s-au pus aici să mănânce. Very nice. Yeah. Deci dacă pot să fac poză. Da, am făcut poză. Uitați-vă aici cu fetița asta mică, o vedeți frumos aici în spate. Și-a pus chestia. Ce drăguț e. Și-a pus chestia aia pe față, frate, ca să nu le arde, să nu iardă soarele, știi? Și uite, stau aici, mănâncă, își fac lucrurile lor. Dar vedeți, să știu unde să se pună. Se pune exact unde e soarele, unde apune soarele, vedeți? Deci e bine omul. Dragi prieteni, știu că nu vă place să fiți întrerupți din vizionarea unui clip, dar trebuie să mulțumesc sponsorului acestei aventuri, și anume Surfshark VPN. Cu siguranță că ați călătorit până acum prin foarte multe locuri și că v-ați conectat la o grămadă de rețele de internet, fie că e vorba de Wi-Fi-ul din aeroport, Wi-Fi-ul din hotel sau pur și simplu ați venit la o cafenea, ca cea în care mai aflu acum, ca să urcați videouri sau ca să editați sau ca să vorbiți cu familia, v-ați conectat la rețele de internet și trebuie să știți că niciodată informațiile voastre nu au fost în siguranță. De ce? Pentru că în orice moment cineva ar fi putut să vă fure datele personale, iar aici intervine VPN-ul. VPN înseamnă Virtual Private Network. Practic, asta este o rețea ce se interpune între voi și marele internet, astfel încât să codifice datele voastre pe care le trimiteți către marele internet și să vă aflați în siguranță. Totodată, în momentul în care folosiți un VPN, puteți să aveți acces la conținut la care nu ați avea acces în mod normal. Dacă nu știați, Netflix, de exemplu, din Argentina, are cu totul și cu totul alte filme și alte seriale în comparație cu Netflix din România, de exemplu. Treaba asta se bază mai mult pe dreptul de autor, dar nu contează, asta e o discuție mai complicată, mai complexă. Dacă, de exemplu, tu din România vrei să vezi un serial din Argentina, nu vei putea să faci chestia asta. E, folosind Surfshark VPN, îți schimbi acolo frumos locația, iar marele internet și Netflix-ul te vor percepe ca și cum tu ai locuit în Argentina și îți vor promova, îți vor arăta producții din Argentina, din Germania, din Japonia sau de unde vrei tu să vezi seriale. Lucrez cu Surfshark VPN de peste un an de zile și ei, pe lângă acest Virtual Private Network, au și antivirus, search, alert, o grămadă de alte chestii interesante. Eu, de exemplu, acum folosesc antivirusul lor pentru că, evident, călătorim prin lume, mă conectez la foarte multe rețele, am nevoie de VPN, downloadez o grămadă de lucruri și vreau să fiu în siguranță. Iar Surfshark, pentru că ei apreciază comunitatea Backpack Your Life, oferă 3 luni gratuite dacă intrați în linkul din descriere și dacă folosiți codul Backpack. Încă o dată mulțumesc Surfshark pentru susținere, iar noi ne întoarcem la aventură. Ce trebuie să știți, acest lac are undeva la vreo 18 mile lungime și la vreo 6 mile lățime. Și vedeți că am spus mile pentru că Myanmarul este a treia țară care folosește sistemul imperial. Statele Unite folosesc, mi se pare că UK-ul sau Australia, nu știu care dintre ele, și Myanmarul. De aia, de momentul în care pui să vezi distanța către orice, când vrei să vezi o distanță, da? Tot timpul o să apară distanța în mile și pentru a afla în kilometri, îți pare că mulțești cu 1,6 ceva de genul ăsta. Deci da, lacul ăsta este extrem, extrem de important pentru turist, dar așa cum v-am spus, în momentul de față nu este absolut nimeni aici, pentru că în momentul în care am intrat, când intri în zona lacului, pentru că e patrimoniu național, trebuie să, și rezervație, trebuie să plătești o intrare. Am plătit o intrare de $6, ceva de genul ăsta, și era un registru acolo în care m-am semnat, în care mi-am trecut numele și doar eu eram, nu mai era absolut niciun fel de persoană. Yeah, perfect. Thank you. Thank you so much. Tu știi asta, mică, frate, că e parte din show. Să arunce cu banii niște chestii acolo pe care le mănâncă și le aruncă la păsări, frate. Astfel că să vină păsări. Uitați-vă ce este aici în jurul meu.
Ce frumos, frate. Deci atât de... Da, ăsta e un moment din ăla în care sunt fericit și mă simt bine cu viața mea, frate. Mă simt așa, mulțumit, grateful, n-am niciun fel de problemă. E superb. Este absolut superb. Îmi place că deși asta este o chestie turistică, băiatul ăla vărața, am venit aici for the show, nu știu ce, mi se pare foarte drăguț că omul ăsta acum stă cu fetița lui, frate, și se bucură de apusul de soare, fetița se uită la păsări, o combinație interesantă de show plus autenticitate, îmi place mult de tot. Adică uitați-vă și voi, deci stă cu ea acolo. Are grijă de acela, probabil că e nepoată, mă gândesc, nu cred că e fiica lui. Da, frumos de tot, frate. Foarte, foarte. Our beer? Yeah. Yeah. And this is in Yeah, a bit. Yeah. Let's put in here. Okay. Where I put this? Tomorrow where to go? I don't know yet. Oh, any like holiday? I was. Oh. Yeah. You know already about my boat drawing bar? No, I was. Ready in the boat? Morning, yeah. Oh, you ready boat? Yeah, yeah. Yeah, let's see. Yeah. Mm. Sorry. Yeah, no problem. Cheers. Oh. Cola. Thank you. Okay. KLM? KLM? I don't know. Novotel. Ananda. Yes. Ananda. Yes. Mm-hmm. Yes. Perfect. Yeah, let's see this. Really good. I like. Very tasty. Let's take. Take a photo together. Take a photo. Chudele, cadele, cule tilubo. Okay, very good. You want to know if I have wife? Nah, no. Don't have wife. I have wife. Don't have children. No. You have wife? No. You have wife? Have wife? He has two wife? Yeah. Two. Two wife? Two. Really? Very good. Very, very, very good. Very nice. So good now, no hot. Very good, yes. Your home. The family. Water. Are you live on water? Perfect. I go. I have to get to my hotel. Yeah. Thank you so much. Thank you. Yeah. Have a good night. Yeah. Okay. And stay safe and be healthy. Yeah. Thank you. Thank you. Have a good night. Bye bye. 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 Super de treabă oamenii. Foarte, foarte mișto. Dar eu aplic o regulă pe care o am tot timpul. Never overstay your welcome. Mai ales când e vorba de oameni cu care nu vorbește aceeași limbă și comunicarea este cumva lackluster. Și mai ales în momentul în care oamenii sunt beți. Nu știu ce se întâmplă. Și e mai bine să fii safe. Și aveți grijă la câini, frate. Două zi. Nu v-am arătat încă camera, pentru că vreau să facă mai întâi fratele curățenie ca să vedeți cât de frumos e, cu același ghid pe care îl vedeți acolo. Și astăzi avem de făcut o grămadă de activități, mai nu se vede lucruri interesante, mi-au dat oamenii ăștia o hartă și na, abia aștept, vremea e excepțională, soare frumos, cald, viață.
rezonează foarte mult în Myanmar. Hello, hello. E dată de pacea, frate, pe care o simți în țara asta. Și aici voiam să vin. Hello, hello. Aici voiam să vin la femeile astea cu gâtul lung. Am era să fac o glumă proastă de tot. Hello. Hello. Hello, hello. 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 Ce drăguț aici. Hello. Hello. Ia uitați. Cât de tare. Ia să le vedem pe fetele astea. Bine, și aici vă dați seama că ele vând o grămadă de lucruri. Dar măcar se vede interesant. Hello. Ia uite, tot așa sunt cu pucul de ăsta cu țesături, cu toate nebunile. Ia să ne, care dintre ele vorbește engleză? Mamă, cât de greu e ăsta. Wow, very heavy. Wow, so heavy. Yeah, speak English? No. A bit? No. No. Okay. A little speak, just a little. Wow. So this, same? Yes. No. This. Ah. Wow. Mamă, da, nașpa că aici nu vorbește absolut nimeni în engleză și nici nu prea înțeleg de ce femeile astea își pun chestia asta aici, frate. N-am pe nimeni care să-mi spună nimic în engleză și cumva mă enervează. A, uitați, frate, cât am mai gâtul le face, sunteți nebuni. Foarte drăguț. O să las și acolo o donație, vă dați seama, că aici la fetele astea chiar merită. Chiar merită. Să le dau. Ah, they make this. Ah, they work. Da, deci aici toată lumea lucrează în țesături, frate, ești nebun, manufactură și în țesătură, toată lumea. Ia uitați aici, o grămadă de suveniruri. Da, nu o să-mi cumpăr nimic, că n-am ce să fac cu chestiile astea. Mamă, deci era să fac o glumă, frate, poate vă dați seama ce glumă tâmpită era să fac. Uite, mi-arată-mă, doamna asta, cum face. Hai să vedem. Cum face ea acolo, cum își face și tău ei. Da, dar vezi că asta bătrână e aia șmecheră, frate, care stă cu aia pe gât mare. Celelalte au cumva alea fake. Mie cel puțin așa mi se pare. Nu? Nu vi se pare că e puțin fake? Ia, stai să pun mâna pe asta. Da. Da, deci doar femeia asta îl are adevărat, frate, atâta. Acum îmi dau seama. Fetele astea nu l-au adevărat, e schema acolo. Da, nu contează, oricum. Că e doamna asta de treabă, o să le dau ceva donație. Dar la fetele se vede clar. Mama, stau aici, îți aranjează să-ți cumperi toate căcaturile astea. Da, evident, oamenii din asta trăiesc, mă. Eu sunt și puțin rău, pentru că știți ce se întâmplă? Gândiți-vă la mine, frate, în câte locuri de acest gen turistice și cu nebunie am fost până acum. Că eu, mama, cât să văd când încercă să-mi preiste ceva, că pe mă să-mi vândă ceva, știți? A, uite, asta este original. Adică nu am ce să zic decât să apreciez. Hai să le întreb pe astea. You? How old? How old are you? 16. Ah, and go to school? No. No school? No. Why? Have to work? Work or school? No school? No school. Aha, okay. Ce drăguț. Și aici vedem, toate astea sunt din bumbac și astea sunt de vânzare, deci e aceeași combinație ca în partea cealaltă, doar că măcar they put a show. Perfect. Thank you so much. Very beautiful. Have a nice day. Thank you. Thank you. Și aici toate chestiile astea, frate, pește, deci exact aceeași, the same narrative. Aceeași chestie. Astea sunt marfaste desfăcături de bere. Good. Ah, that way. Ia. Hai să vedem. Ce vrea să-mi arate asta, mă? Vrea să-mi arate cum bate toba. Ia. Să vedem.
Ce e, frate? Ah, to make the... this. Aha. Take one make it paper. Paper, aha. Take one make it paper with the tree bark. This tree we call mulberry tree. Aha. Mulberry tree is first time water cooking 8 hours. Okay. And then pumping 20 minutes. And then also in the meat bowl water and then make it in the bowl water. Uh-huh. And then this we use paper is for the really flour and really deep. Really, yeah. Flour, uh-huh. Yeah, and now we are making also chocolate. Gata, m-am înțeles ce îmi zice. Deci face evantaie, frate, face totul din hârtie. Nu înțelegeam inițial ce îmi spune, dar uitați cât de drăguț. So all this handmade. Handmade. Handmade everything. Wow, so beautiful. Ia uitați cât de... Ah, this lamp. Ah, ha, ha. Uite. What is that? Ah, umbrella. Wow. Uite, frate, umbrella. For decoration, yeah. Or for small children. Yeah. Cât de drăguț. Da, cât de drăguț. Because I eat my winter cotton for the rainy season. For the rainy season, this. Uh-huh. And all this paper. Yes. Wow. This number part is cotton. Cotton. Cotton, yes. Aha. Deci partea asta este bumbac. Ce drăguț. Deci da, ce face fata asta chiar mi se pare super simpatic. Uite-ți aici. Face bloc notesuri. Mamă, cât de drăguțe sunt chestiile astea. Wow, astea chiar sunt frumoase tot. Bă, nu-mi place mie să cumpăr lucruri, dar de aici o să cumpăr ceva. Nu, asta este absolut fascinantă treaba asta. No, this I like. Yeah. It goes small. This is really beautiful. Deci asta o să-l cumpăr și o să-mi scriu diverse lucruri în el. Asta o să-l iau. Da, mă, mi-a cerut $3 pe chestie. E super drăguță, pot să o car cu mine și pot să scriu acolo gândurile în ea, adică chiar e ceva interesant. Uitați și voi cât de frumos mi-o pune într-o... Ah, also in a paper bag. Yes. Perfect, more for present. Wow, this is really beautiful. And everything you do, this? Everything is no I do and mocha in the morning. Aha, ah, okay. No, am înțeles. What is this? This is for the lamp. Ah, for the lamp? For the... Ah, okay. Wow, so beautiful. Really beautiful. Da, asta este ceva care chiar îmi place, frate. O să am grijă. Chiar vă pun cu o să am grijă asta. Perfect, thank you so much. Ia uite, acum am oprit unde se face. Wow, so... Also 50 meters. 50 meters? Yeah, you are our boat, same size. Same size, aha. This is one boat making, and so 4 people so it takes 1 month. 4 people work at one boat for 1 month? Yes. Wow. Other is together, other is working, two people together to join, this put... another is down. And so two one is more. Ah, they make it together like a puzzle. Mm. Uh-huh. Yes, yeah. Ah, okay. Yeah. So yeah. Nice. Yeah. As in together, you can put inside, there's a lacquer. Like glue? Yeah. No glue, there's a lacquer tree, there's only natural color. Ah, that is natural, to give the natural this color. Natural. This is a cotton. Okay, this is cotton. This is a tinkle powder. Tinkle. And so 1, 2, 3 together mix. To mix it together. Ah, make it okay. Waterproof. To make it waterproof? Yes. Ah, da mă, ca să nu intre apa. Uh-huh. So 4 people work for 1 month. Yes. If, for example, somebody comes from the village and want to buy this, how much is a boat? $3,000. $3,000? Yes. Is one boat? Yeah. Deci $3,000 o barcă din asta, de la zero. Exactly. Oh. Many, aha, yeah. Aha. Other is a fishing boat. Ah, this is a fishing boat. That is a fishing boat and also
8 meters, deci asta e 8? Aia e 15 metri. There's one person make it, and so two people, so 10 days. Two people in 10 days? Yes. Oh, much with faster. Yeah. De fapt, stai, 2 oameni 10 zile, 4 oameni o lună, da. Yeah. Wow. $1,200. $1,200? Yes, this no, one. Each, only just one. Aha. Yeah, just me, this one. Ok. Hai să vedem ce mai arată doamna asta. Mamă, 3000 de dolari o parcă, înseamnă că au ceva bani ăștia astea. There's a new one home, so last, long time, many years. So 35, more 40, every year you need to paint it, every year. Every year you need to paint it? Yes. Ah, deci în fiecare an o vopsesc. Five years old. Yes. This boat. Yes. Mamă, deci barca asta are două. Mhm. Wow. This is a small family boat. Să zici o barcă de familie. Yeah, this is a small family boat. This is a long one. Small. Two people in 20 days. Deci doi oameni în 20 de zile fac barca asta. Ce tare, frate, deci asta mi se pare și mie, cred că ei chiar lucrează, că chiar fac chestia asta, îmi pare că te duce la fabrică și îți arată. Fascinant. Fascinant. Ah, the long neck people, they come from the mountain. Aha, ok. Oh, wow. So this is all natural. Yeah, all natural. Wow. All natural. Called the pipa sigafeta. What did you fuck for me? And where do you sell them? To whom? Only in lake. Only in lake? Yeah, aha. In lake. Mm-hmm. Super tare. Doamna aia m-a luat. Sorry? Now we go restaurant. Now? No, it's a restaurant. No, I don't want to no eat. Restaurant? No. I don't want to eat. No, so I'm okay. So now we go is this is a fond of the border. The fond, yes, perfect. And but after now we go is a long neck. Okay, yes. And then last one, floating garden, monastery. Last one. Okay. And but go back hotel. To Novotel. Yes, so yes, my friend. No lunch? No. I'm okay. Why? I eat very much breakfast. Oh, I'm full. Yeah, I eat very much, so I'm full. And it's very hot also. Hot, cannot eat. Da. Drăguți oamenii. Nu o să vă mint, unul dintre avantajele enorme de a veni aici în Myanmar era de faptul că trăiești, am mai spus în clipul anterior, experiențe autentice, frate, deci nu sunt oameni, nu sunt turiști, sunt ăștia extrem de tourist hungry. Își doresc oameni care să vină, să le înțeleagă cultura, să vorbească cu ei. Ideea este că toate femeile care ne-am vorbit până acum sunt oameni de aici care ne-am vorbit, care vorbesc cât de cât engleză, sunt ăștia obișnuiți cu turiști. Ghidul ăsta al meu, sau mai bine spus, vâslașul meu, nu prea le are cu engleza, deși el intră tot timpul în contact cu turiștii. Crezi că aici trebuie să ne scoatem... Ia. Hai să ne scoatem pantofii. A, m-a adus la o pagodă, evident, unde e o așezare aici, trebuie să fie și o pagodă, că fără pagode nu se poate. Thank you. Uite ce scrie în franceză, frate. Hai de fumea, mă, frate. Hello. Food. Ah. Very nice. Enjoy. What? Have a nice day, thank you. Auzi, cred că îmi cereau bani, mă, ești nebun. Cred că vreau bani de la mine, n-am înțeles. Că fetița aia a tins mâna. Ia, haide să vedem această... Na, uite, e drăguță. A venit să-mi ceară bani și a zis nu. Mamă, poate îi dăm ceva, hai că vedem. Cred că zice că nu am voie să intru în pantalon scurs, frate. Păi nu intrăm. No short pants. Pana mea, sunt turist. Nu cred că o să mă critique nimeni. Dar totuși, haide să nu intrăm.
haideți să-i respectăm pe oameni. Și... adică sunt atât de treabă birmanezi ăștia, frate, încât nu-ți vine să nu respecti legile lor. Mamă, deci... Ia gândeam că mă strigă cineva. Cât de frumos poate să fie aici. Ia, stai, sper să nu se ia de mine. O chestie interesantă, budism, deși... Oh, cât de frumos e asta. Deși și aici s-aplică chestia asta, frate, în loc să construiți atât de multe pagode de-astea și nebunii, ați putea și voi cu banii ăștia să faceți alte chestii. Deci aș putea să spun treaba asta, că s-ar aplica și aici, ca în orice altă țară. Bă, dar parcă aici, nu știu, e altfel, parcă sunt oamenii, parcă, nu știu, e complet, complet alt vibe. Și cumva mi se pare justificat că îi bagă bani. Nu știu acum care e părerea localnicilor despre tot ce se întâmplă aici, dar mi se pare extrem, extrem de frumos totul. No. Dacă nu mă știu că am intrat pe aici, sau pe partea cealaltă. Ia uite, scrie aici. Că nu ai voie să intri în templu dacă nu ești decent, conform standardelor mianmareze. Și eu acum nu sunt chiar decent îmbrăcat. Dar nu e nimic. Cred că mă iartă oamenii. Ha, mă, te văd turist și zic, bă, pana mea, nu era pregătit, ce se face? Și uitați ce am văzut în acest loc extrem de frumos și de tradițional. Și uitați cât bun gust și cât de frumos este dragonul ăsta. E un dragon și cu Buddha acolo. Pe partea asta, frate, ai bancă. Uite, currency exchange. Dar știi ce vreau să văd? Vreau să văd dacă... asta chiar merge. Cred că e închis, de fapt. Am așa o vagă impresie. Da, evident că e închis. A, merge doar ATM-ul. Nu, nu, nu. Nu merge nici ATM-ul, frate. Am apăsat pe ceva și să credeam că se aude, nu știu ce. Nu. Nu, dar e închis complet locul ăsta. Nu e nimic. Hello. One sec. No, but I have one. It's okay. I have one. It's okay. Don't have where to put. Lucky money. No, no, no. I buy. I have. Pretty famous. Thank you so much. No. Where you come from? Romania. 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 Yes, sir. Romania. Yes, sir. Perfect. Thank you so much. Thank you. Have a nice day. Wow. Și acum am ajuns la o mănăstire, mă. Deci asta e puțin nasol, că nu e nimeni care să-mi povestească, da. Wow. Deci, mamă, mamă, cât de frumos e aici, bă. Dar, repet, asta e nasol, că nu-mi explică nimeni nimic. De aici vorbesc. Reference the Buddha by placing her head upon his feet. Uite-l acolo pe Buddha. Wow, da, asta chiar e drăguț de tot. Mamă, și se vede că sunt foarte, foarte, foarte vechi. Dar repet, uite ce înseamnă că nu-ți pune cineva în engleză, că n-ai pe cineva care să-ți zică așa câteva cuvinte. Erau aici două fete. E extrem de rar să vezi turiști în țara asta, frate, deci turiști străini, mă refer, extrem, extrem de rar. Dar e impresionant aici. Și mai impresionant e că nimeni nu vorbește engleză și nici nu e scris în engleză. Ceea ce înseamnă că, repet, nivelul de autenticitate este maxim. Am văzut acolo în față, bine, nu o să pot să filmez acum, a venit un cuplu care, nu știu cumva, are o discuție cu un călugăr. Foarte, foarte drăguț. Da, deci asta are budismul, m-ai spus eu în clipul din Yangon.
are chestia asta cu... știe să se facă plăcut de străini. Este o religie care se face plăcută de străini, de tineri. De tineri. A, iar aici este un... A, iar aici este un market. Da, mă, ia, hai să vedem ce e aici. A, dar nu, că dacă chiar e marketerul să mă ia ăștia, să-mi vândă chestii, să nu știe și lumea în chef. Am suturat să zic nu la 500.000 de oameni. Da, a nu se înțelege din treaba asta, uite aici, în reinise se gândiți-vă că e full. A nu se înțelege din chestia asta că oamenii sunt agasanți. Nu, 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 încercă și ei să-și vândă produsele. Dar într-un mod foarte, foarte discret și apreciez treaba asta. Cred că mi-am avut până acum, dintre toate țările pe care le-am vizitat în ultimul an și ceva, mi se pare cea mai bună țară de explorat. Pentru că este atât de neexplorată, încât în momentul în care te duci undeva, bă, chiar simți că tu descoperi... Ia să vedem unde e boss-ul meu. Pe aici. Așa, că tu simți că tu descoperi locul respectiv, că e al tău. Și așa se întâmplă 95% din cazuri. Pe oriunde mergi, așa, exact așa simți. Cotin Caden. Ah, we go there. Ah, ok, ok, perfect. Ok. Ok, we can go. Cred că omul ăsta e șocat de cât de repede mă mișc eu. Turiștii cred că stau mult. Eu, pac, pac. Nu știu acum unde m-au dus ăștia, dar văd că-s niște fete. Dacă-s niște fete, ok. Hello. Hello. Thank you so much. This side the weaving, then you can see inside. Okay, yes. Then you can stay here. I'll stay there? Okay. Okay. Ah, this side, okay. Okay. This one, the lotus there. This is the lotus? Ah, okay, okay, okay. Deci îmi arată fata asta care e tehnica. Cum face ea? The longer fiber. Aha, ok, ok. Ok. Ia uite-ți. Interesting. Ia uite, aici m-a dus la război să văd. Wow. This factory we made for the three times, the water cotton said the three times. Three times, aha. Uh-huh. This one the pure cotton. Pure cotton. Yeah. Wow. This one she can make for the lady laundry. For the lady laundry, aha. Uh-huh. Mamă, uitați-vă ce mașinărie, frate. Wow, this looks very complicated. Yes. Ah, so you had some pedals, okay. Huh? Wow. You can do it the one long G, the nearly 2 meters long. 2 meters long. She made for 2 days. In 2 days can make. Two days. Wow. Poate să fac într-o zi. She already timed the color. Then she can do it spinning like at the bobbin. This is to do spinning. Aha. Uh-huh. And then you also win number. Is it 25 number? 25 numbers. She did 1, 2, 3, 5, 25 to 1, 10 numbers. Mhm. Da, deci mi-a zis niște numere, niște chestii, n-am înțeles mare lucru, nici engleza nu e excepțională. Dar puteți să vă dați seama că femeile astea sunt pro, frate. Pro, pro. Different color, but she's only one color. Aha. Ia uitați. Ia uitați pe asta, frate, ce. Ce dă la... This one, the cotton and silk, mixed together. Cotton and silk. Da, deci bumbac cu mătasă. For the scarf, aha. Cotton and silk, ați auzit? Bumbac și mătase de la turci. Only one. She can make one scarf in 1 hour. Yeah. Wow, from zero. So one. She can make one scarf in 1 hour. Yeah. Oh, very productive.
Eu vreau să faci o eșarfă într-o oră, mă. This one, natural color. Natural color. And we dye it with blind color. To make art, to add color. Mm-hmm. Ok. Acum arată cum face culoare. This one, we made the pattern. This one, the original color, the white color. Ok. And then for the string. And then the string is it, we tie. And then the pattern we dye. And then the color we put in here. Ah, you put the colors just in between the spaces. Aha. And we put in so many times, and then we call the color inside as all the track. Aha. And we made a plastic bag and plastic the cover. Okay. And then 2 or 3 days. Deci cred că e mama and lor, frate, mi-a zis ceva. Like the spinning, aha. Okay. Ce tare, frate. Mi se pare șmecher că asta nu e for the show ce fac aici, adică femeile chiar trăiesc din chestia asta, m-au dus la o fabrică, credeam că e ceva doar pentru turiști așa, ca să fie turist, dar nu, frate, nu, adică asta este chiar o fabrică în toată regula, ele cu astea se ocupă, astea fac, astea vând, astea, asta produc, foarte interesant. This one, the lower and thick, the mist red over there, you can aha. See aha, ok. Și uitați aici exact lângă, deci acolo au fabrica și lângă au magazinul. Evident, nu ești forțat să cumperi, e marfă că ți arată fabrica, frate, asta mi se pare interesant. This is cotton, everything here. Ok. So we have different size. This one, the short sleeve. Short sleeve, mhm. Ok. Nice. But, da, de aici chiar n-am ce să cumpăr, n-am ce să fac cu asta, frate. This for women, no? This is silk. Ah, this is silk. Yeah. Mama, cât de mișto. So this is the silk that they make over there, yeah. And sell it over, yeah. Here. Wow. All handmade. All handmade. Yeah. Super frumos. This one, the smaller one. This is pure cotton. Yeah. Mm. Is it lotus? Beside the lotus? Lotus. No, this. This is silk. This is I like. Yeah, this is very beautiful. We have different size. This one, the big size. We have also the small size. Small size. I want one. Same color, please, but small size. This mm-hmm. one, the like the top. Yeah. We have also the plain one also. Plain one. Mm-hmm. How much is this? This one, we say the $75. $75. Yeah. Mm-hmm. This is pure silk. We pure have also silk. The cotton and silk, the 25, 28. Mm-hmm. The okay. Different price. No. Deci auzi, frate, asta este $75, dar este din mătase naturală, sunteți nebuni. Eu credeam că îmi zice, nu știu, cu prețurile. Mamă, ești nebun, voiam să cumpăr și eu, frate, ziceam că îmi locuiesc și eu asta de la gât. $75 să dau pe aia. Eu nu știu prețurile, boss. Dar bine, mă gândesc că e mătase naturală, mătase în general e destul de scumpă, nu? Chiar a glumea aia din liceu, mătase de la turci. Nu știu, n-am întrebat. Știu că îi plac telenovele turcești, dar nu cred că s-a dat mama voată la turci. Nu știu dacă sunt genul ei. Deși îi place cultura. Uite, o întreb pe mama să-mi zică pe această cale. Zi, mama, te dai la turci? Răspunde-mi, please. Unde am ajuns aici, că era închis acolo unde voia să mă ducă inițial. Înțelegi? Și m-a dus aici pe aceste case. Asta nu se mă, uite, din alea. Era poezie aia, bă, cu la crustă. Cum ar fi, mă, voi acum chiar să credeți că eu așa cred că se zice la crustă. Cu la crustele, mă. La custre, mă. Hello. Where do you come from? I'm from Romania. Romania. Italy? No. Italy, different country. Romania, very close to Ukraine, Russia. Yes, in that area. Okay. This is my family making the gold and silver smith. Ah, this is your family's home here, yeah? My family home. Okay. Can take you? Yes. Okay, doesn't matter. It's okay? Okay? Ah, okay. Yeah. Now, no. Look at it. See this way. I'm saying that you can... Today... Today, in this month, my
younger brother, Nuwei Chi Xin, Xin Lao, you know? Yeah. Buddhism. So the workmen, they prepare for the ceremony. For the ceremony. Okay. So, o să mă sute frate Lope Hoover, bă, ca președinte, ești nebun aici. Ce tare. Mm-hmm. Okay. Hubber Hoover. Yeah. Before president, he worked the mining engineer in our country. He was mining engineer here in Burma. Exactly. Before president. Before president of the United States, so he worked here. Yeah. Very nice. Hello. So, the first you look the process how to separate the silver. Mm-hmm. Am arată cum fac ei, frate, yeah, argintul. This is raw stone. This is raw stone. Raw stone. The stone we get from our Shan State, the silver mine near Hehu Airport. Ah, near the Hehu Airport is the mine. Aha, okay, so we get this stone from that mine. That mine. Okay. The name of the silver mine is called Bosheim. Bosheim. Okay. It is Myanmar name. So you put this on fire and you have to make it to 1500 degrees. Maybe, I estimate. Celsius. Ca să scoată argintul din asta. And stone powder put into this crucible and then on the fire to melt it. But not here, at the other place. Because at high temperature, like matter. You need special condition. So evaporate. Evaporate. Ia uitați, bă, am găsit o riglă care pot să măsur și eu. Știți ce? În sfârșit. Mi-a explicat domnul ăsta acum cum se face... Asta, mă, cum se face silvorul. Deci pui aici, vine aici argintul pe care îl aruncă în chestia asta, spunem că să facă niște bețe din argint și pe le bat cu ciocanul pe treaba asta aici, frate. Foarte interesant. One second. So inside this, what? Heavy metal. Yeah. If the stone contain the gold, so the gold will last. Heavy metal. Heavy metal. Mm-hmm. Okay. No problem. This is 20,000. No problem. No problem. It's okay. Yeah. Don't worry. Special price for you. It's okay. So you have girlfriend. Yeah, I have a girlfriend. But now I'm just me here. Just me alone here. Deci am zis să cumpăr ceva, frate. Ideea este că omul mi-a spus, bă, n-am avut niciun client luna asta. Mi-a zis, nu te oblig să cumpăr. E că nu e de cumpărat, pur și simplu țărășul magazinul pe care l-am și a zis că e mult prea de treabă și a avut mult prea mult bun simț. Și am zis, haide să cumpăr peștișorul ăsta mic. Gulul mici iare, nu? Pe lănțicul ăla. Și mi-a spus câteva chestii, dar m-a rugat frumos să nu filmez, vă zic când ieșim de aici. One toddler. Okay, toddler. So you are married and you cannot go to travel. You want to go and work in Japan, other country, but cannot. But I can. You are married man, you have to stay home, take care of child. Okay. V-am promis că pentru finalul vlogului o să mergem să vedem slamul ăsta de aici, de pe apă, dar îl vedem din partea aceasta. Mă gândeam inițial să fac un alt vlog cu toată zona asta, dar nu. E mult mai bine așa. Mamă, deci este vremea excepțională acum și cred că și apus o să fie din nou superb. Mai sunt vreo 25 de minute până la apus și am ajuns de la mine de la hotel până aici, am mers undeva la vreo 2 km. Și după cum se uită lumea la mine, e clar că nu prea sunt aici, pe aici nu vin turiștii, e clară treaba. Și e păcat pentru că locul arată demențial. Hello! Și gata, am ajuns pe pod. Mamă, deci ei folosesc bărcile astea. Asta e foarte interesant, că practic astea sunt și taxiurile lor. Și asta dă o nouă dimensiune. Bine, vă dați seama, eu azi dimineață pe tot turul ăla de 5 ore jumate am plătit undeva la vreo 23-22 de dolari pe tur. Și am mai dat-o pe acolo pe la fetele alea, e altceva. Da, gândiți-vă că am luat turul de la mine de la hotel, de la Novotel. Deci, cu siguranță că dacă ai merge pe aici, ai căuta un localnic și ai zice, bă, du-mă tu cu barca. Dar era mult mai simplu așa, aveam exact, cum îi zice, debarcaderul, da? Acolo în fața casei, mamă, dar podul ăsta nu se încurcă. Adică e lung de tot. Mă gândeam inițial, bă, nu știu acum de când vă uitați voi la mine.
Dar eu am avut un clip acum mulți ani, acum vreo 7 ani, 8 ani, în 2016, pe care l-am pus pe canal. Nu mai știu dacă a fost pe Backpack Your Life ăsta main sau era pe alt canal, pentru că am mai avut unul, nu știam exact ce o să public pe el. Și am pus un clip când mergeam pe niște construcții din astea de lemn, exact aici, eram în Peru. Al doilea sau al treilea sau al patrulea clip pe care l-am publicat vreodată în viața mea de travel vlogger, nu mai găsesc clipul respectiv, nu-l mai am, nu mai e pe niciun canal, dar ăla e unul dintre clipurile mele de suflet. Mă plimbam exact așa printr-o zonă de genul ăsta. Dacă sunt printre voi oameni care își aduc aminte, mi-ar plăcea să-mi spuneți, să-mi confirmați treaba asta. Că eu mi-aduc aminte cu mare dragoste de perioada aceea, 2016. Aia pentru mine, 2016-2018, este pentru mine perioada de aur. Așa a fost, așa este, cred că așa va și rămâne. Nu știu de ce, poate îmi spuneți voi de ce simt chestia asta în continuare, după atâția ani de călătorii prin lume. O scurtă menționare, dragi prieteni, să știți că exact acum câteva ore guvernul Myanmarului a făcut serviciul militar obligatoriu. Orice fată între 19 și 27 de ani și orice bărbat între 19 și 25 de ani trebuie să facă serviciu militar obligatoriu pentru 2 ani. De ce? Pentru că au început să piardă teren în zonele de conflict, pentru că rebelii au început să câștige teren și le e teamă că nu vor avea soldați pe viitor pentru a-și menține, pentru a-și garanta supraviețuirea regimului. Deci fetele astea pe care le-ați văzut voi în clip, care erau la facultate, 100% vor trebui să facă serviciul militar. Când toată lumea se îndepărtează, lumea modernă se îndepărtează de această cutumă, Myanmarul practic face un pas în spate și zice: nu, noi o să menținem treaba asta, nu că o să menținem, o introducem, așa, ca să vă dați seama. Și am ajuns acum exact în capătul podului și că aici este și asta e stația de taxi, 100%. Adică bărcile vin frumos aici, lumea se suie și te duce unde vrei, în stânga, în dreapta, te plimbă cât vrei tu. Dacă n-aș fi făcut asta dimineața, cu sigur că vorbeam cu oamenii și de pe aici ziceam: bă, luați-mă și pe mine și duiți-mă 20 de minute. Vă dați seama că oricine voia să ar fi fost de acord să facă treaba asta. Foarte frumos. Atât cât ce te omoară acum la ora asta, te omoară țânțarii, frate. Deci au început să fie țânțari și asta e destul de obositor și enervant. Și ca să vedeți cât de mult a ținut cu mine bunul Dumnezeu, ieri când am ajuns, țineți minte ce apus de soare am avut. E, acum nu mai este excepțional apusul de soare, vedeți? E așa, in between. De aici aș putea foarte ușor să iau o barcă din asta și să merg acasă pe lac. Mamă, dar te sparg țânțarii, frate. Asta este the main issue. Iubesc la societățile la societățile budiste, iubesc comportamentul ăsta și egalitatea care există între bărbați și femei și respectul reciproc. Mi se pare fascinant. Nu zic că musulmanii sunt răi sau ceva de genul ăsta, zic că religia îi modifică pe oameni și face să se comporte ceva mai ciudat. Dar în rest, absolut, absolut fascinant aici. O altă caracteristică, cumva necaracteristică, asiaticilor din această parte, dată de, e o temere puțin față de cameră și am vorbit cu câțiva ce m-au rugat să nu-i filmez și mi-au spus că teama maximă e că pot spune diverse chestii care pot fi interpretate și nu știu exact cine se uită la clipurile tale, mai ales că nu știu ce fac eu cu vlogurile, unde le pun și de-aia nu vor să vorbească, dar în principiu e o tensiune de teamă, e un
feeling de teamă, e o presiune care se simte, se simte. Eu nu o simt, chiar asta e chiar lui Cristian, și că, bă, sunt budiști, nu mă simt, nu simt nimic dubios, mă simt bine, mă simt, n-am, adică nu m-aș fi dus așa cum mă duc acum pe aici sau cum am călătorit pe aici de unul singur prin Myanmar, nu m-aș fi dus prin Afganistan. Chiar dacă sunt convins că și acolo 100% aș fi fost safe, e vorba de feeling-ul pe care l-ai. Nu m-aș fi simțit ok, cel puțin din priza faptului că știu că m-ar opri poliția, mi-ar pune o grămadă de întrebări, n-aș putea să mă înțeleg cu oamenii. Asta ar fi chestia, știți? Dar aici, pentru explorat așa, on your own, eu mă simt extrem de bine, deși toți oamenii îmi zic, bă, e foarte unsafe, foarte unsafe, foarte unsafe, prin priza faptului că în orice moment te poți trezi în mijlocul unui conflict și nu știu cum să ieși din el. Hai că acum o să vă arăt hotelul în care stau. Eu am spus la început că nu știam cum o să montez sau cum o să filmez, dar da, acum vă arăt hotelul, fiți atenți. Deci exact în mijlocul lacului, bine, în mijlocul lacului, impropriu spus, se află un nou hotel, cel la care m-am cazat eu. No, I give you money? Okay. Yeah. Perfect. Thank you so much. Thank you. 50. Perfect. Stai că am dat banii omului să numere, să vadă că sunt ok. Sper să aibă încredere în mine. It's ok? Aha. Hello. Da, mi-a zis omul că eu trebuie să plătesc la recepție. I-am lăsat lui niște bacșiși și acum haideți să vă explic. Ăsta e restaurantul despre care nu știu că e deschis încă, dar ce vreau să știți, astea sunt vilele mari. Am fost și am văzut una mai devreme și nu mi s-a părut mie că merită să plătesc de aproximativ 2 ori și jumătate decât plătesc, mai mult decât plătesc pe a mea. Și oricum nu m-aș, adică te bucur de view, dar din moment ce am luat barca, mi-am făcut dambleaua cu view, adică it doesn't get any better than this. Doar că eu, pentru că am prins oferta asta, nu știu, 34-33 de dolari, camera este undeva la începutul resortului și în momentul în care mi-am făcut check-in, m-a enervat puțin treaba asta, dar e ok. Eu nu înțeleg din ce trăiesc cu oamenii ăștia aici, frate, deci pentru mine asta este marea surpriză. Nu există, nu e nimeni. Deci nu am văzut niciun... De când am ajuns aici în Myanmar, în Yangon era multă lume, pentru că Yangonul este și mare, dar vorbesc că erau foarte mulți localnici, turiști, niciun caz. Și vă dați seama că la nou hotel nu o să vină să stea foarte mulți localnici, ci probabil că sunt turiști. Dar eu nu pot să înțeleg de unde e, adică dacă rentează pentru ei să ține tot locul ăsta deschis, la fel ca Naipita acolo la Hilton, că totuși vorbim de astea sunt hoteluri mari, importante, nu un hotel local, adică vedeți și voi cât de mare poate să fie asta. Și da, nu înțeleg. Doamne, cât de cald poate să fie. Și acum vă arăt bijuteria de studio, da. Cameră super mare. Deci singura problemă este că nu am view către lake. Dacă luam la etajul superior, mă costa vreo 25 de dolari în plus. Și am zis, bă, n-are niciun fel de sens să dau 25 de dolari ca să... E haiurea, adică să fiu cu 5 metri mai sus. Așa, asta este o terasă. Intri. Uitați-vă, frate, ce bijuterie de cameră. Uitați-vă, ce bijute fucking rie. Aici cu baie. Are și cadă. Evident, are și duș. Deci e absolut, absolut fascinant. Aici ai WC-ul, ai dulap. Living-ul ăsta absolut enorm. Da, cu 2 paturi, așa am găsit eu, nu știu de ce n-au vrut să-mi facă ei, e nici upgrade, nu e practic, nu e upgrade să-ți dea king room, era doar mai ok, că sunt singur, dar uitați-vă cât am mai loc, absolut, absolut fascinant, 35-36 de dolari pe seară, mi se pare un preț out of this world. Uite-mă, și pot să fur de aici, din astea, nu trebuia, adică nu sunt forțat să cumpăr, puteam să fur pur și simplu, deci da. Ce părere aveți? Cum vi se pare? Eu sunt extrem de impresionat, nu înțeleg utilitatea televizorului,
cumva pus aici. Ar trebui ca hotelurile să înțeleagă. Sau, nu știu, spuneți-mi voi, când vă uceți la hotel, stați pe televizor? Deci chiar vreau să știu chestia asta. Vă uitați la chestii pe televizor? Eu nu cred. Clinging to sight, hold.